Ladies and gentlemen, următorul meci. Introducing first, către colțul albastru. El vine din Slatina. Aplauze pentru Alexandru Popescu. Alexandru Popescu vine din Slatina, este student, are 19 ani și 1,82 m. Mai multe detalii ați văzut chiar din filmulețul de prezentare, dar până atunci îi dau legătura din nou colegului nostru, Mike Diamond. S-a apucat de sală pentru că era foarte slab și s-a gândit să se ducă la sala de sport să se apuce de tras de fiare, pentru că nu a avut ce să-i facă unui băiat cu care s-a certat acest Alexandru Popescu. Să vedem acum cât... Se pare că acum a avut un antrenament, a avut niște antrenamente destul de dure, pentru că are, văd că are o lovitură la ochiul drept. Păi a spus că așa s-a apucat și de sporturi de contact când s-a înscris la Next Fighter și sparingurile sunt foarte dure la antrenament. Deci se pare hai că să vedem pe Mike acum ce ne prezintă pe următorul luptător. Alright, ladies and gentlemen, introducing to the red corner, către colțul albastru. El vine din Sălaj, este artist. Aplauze pentru Ovidiu Resmiveș. Se pare că știe să cânte, este fan gheboasă și prieten, după cum ne zicea, dar eu chiar aș vrea odată să fiu în pielea lor, să vadă publicul al nostru, să vadă ce simt ei când, înainte, când îl văd pe Vicent, pe Cristi, el acolo înainte să intre în cușcă. Ce simt? Mă întreb și eu cum o fi, scuză-mă, eu nu știu că ți-am luat vorba, nu știam că vrei să spui ceva, cum o fi în cușcă, Ovidiu, dacă are tot săriturile acelea lui Ghebasa. L-am avut invitat în emisiunea Fight Club, unde era foarte încrezător în el, dar l-am văzut timorat oarecum la intrare și transformat, e normal să aibă emoții, își dorește să facă spectacol, pentru că de asta se află aici. Care vin la Next Fighter, după cum vedem, își doresc să facă spectacol. Toți vor să arate că sunt ceva, pentru că toți vor să se califice mai departe. Pentru că eu nu cred că am văzut pe unul dintre ei care a venit și a zis, doamne, atâta vreau. Vreau un meci, asta tot. Din ce am observat, toată lumea vrea să intre, să lupte. Hai să-l auzim pe Mike, care prezintă pe cei doi. Alright, ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, presenting the corners, în colțul albastru, vârstă 19 ani, 1,82 m, el e din Slatina și este student. Aplauze pentru Alexandru Popescu! În colțul roșu, vârstă 19 ani, 1,78 m, el este artist din Sălaj. Aplauze pentru Ovidiu Resmiveș! Doamnelor și domnilor, vor fi 3 runde, 3 minute fiecare, arbitrul nostru de ring, the one and only Yamato Zaharia. La mijloc. Vreau o luptă corectă, nu vă băgați degetele în ochi, nu vă loviți în spatele capului, bateți palma dacă vreți. Distrați-vă. Colțul albastru, Alexandru Popescu, cu echipamentul albastru, și colțul roșu, Ovidiu Resmiveș. A început lupta. Trebuie să se închide poarta. Să vedem. Se tatonează cei doi. Păstrează distanța. Sunt mai cumpătați față de data trecută, meciul anterior. Top. Încearcă o lovitură de frontal cu piciorul drept, Ovidiu Resmiveș. Nu era ușa închisă. Nu era poarta închisă. Poarta. Știți că amândoi au public numeros la mine. Se pare că are mișcări asemănătoare lui Gheboasă. Asta am și zis, mă întreb dacă și în cușcă va fi la fel. A intrat la picioare Ovidiu Resmiveș, încearcă o pilotină acolo, a ajuns în mount peste el, are mari probleme Ovidiu Resmiveș, s-a dus după spate, se pare că a pus hucurile și l-a strangulat.
și s-a terminat lupta. Se pare că nu a reușit să facă show-ul pe care și l-a dorit Ovidiu Rezmev, să termine lupta în câteva secunde cu o strangulare de la spate cu un RNC din deci, partea lui Alexander. Dar toate meciurile se termină la runda 1. Pe Ovidiu câștigător la meciul acesta. Și eu l-aș fi văzut, dar aici nu ține de prestanța artistică. Ce spune chat-ul, Daniela? Chat-ul spune că Olteanu se vede. Se vede și să menționez faptul că erau numeroși susținătorii lui Ovidiu, dar în aceeași măsură și Alexandru avea destui oameni care îl susțineau aici. Iată, să nu uităm ce a menționat și Ionuț mai devreme, că s-a întâlnit Alexandru Popescu cu sportul de contact odată cu înscrierea în Eric. Și a și ieșit. Da. Acum, sincer să fiu, dacă ne uităm de la distanță, oricum o să povestim după ce Mike va anunța câștigătorul. All right, ladies and gentlemen, câștigător în prima rundă printr-o strangulare, aplauze pentru colțul albastru, Alexandru Popescu. Cel de-al doilea meci al serii câștigat de Alexandru Popescu. Felicitări, Alexandru! Haideți un rând de aplauze și din partea publicului. Haideți, vă rog pe toți! Un meci câștigat prin strangulare, deși Ovidiu s-a aruncat destul de tare pe tine, a vrut să te ducă la sol. Cum te-ai simțit în momentul respectiv? Ai simțit vreo secundă că pierzi? Deci, emoții că astea n-am avut nici la bac, vă spun sigur. Chiar foarte multe emoții și nu mă gândeam. Acum eu venit, fix când am intrat în sală și urez succes în continuare. Asta e, am câștigat. Asta e, ai câștigat. Te vezi din nou în cușca de la RXF. Cu cine ți-ar plăcea să intri? Matei Cucoaneș. Ne-ai zis de Matei Cucoaneș, ai zis că vrei să intri cu el, fiindcă nu ți-a plăcut lipsa de respect de care a dat dovadă când l-a scuipat pe Angelo. Dar eram curioasă dacă ai mai avea și un al doilea nume pe listă care... Nu. Oricine ar fi, să vină. Cât mai mare, vreau mai mare, nu ca el. Cum ți s-a părut Ovidiu? Uite, ai spus nu ca el, deci ți s-a părut un oponent destul de slab, mult prea slab pentru tine? Nu știu dacă mi s-a părut slab. Nu mi-a creat nervi. Poate dacă îmi crea nervi eram și eu la fel ca el. E un oponent ok. Dacă se mai antrenează, poate... I-ai da ocazia să aibă un meci de revanșă cu tine? Clar. 100%. Da, pumnul Olteanului e pumn. Pumnul Olteanului e pumn, într-adevăr. Îți mulțumesc frumos. Acum te las să mergi să sărbătorești. Mult succes în continuare și de-abia aștept să ne revedem în cușcă. Felicitări! Lavinia, acum mă întorc către tine și către invitații tăi.